Cine mă sună? Alo, salut! Salut, Vasile! Cine ești? Sunt medic la spitalul numărul 1. Ce se întâmplă? Vasile, uite cum se treaba. Mama ta, din păcate, a făcut un atac cerebral. Atac cerebral? Cum e mama? Unde este acum? E bine acum, e bine, este acasă. Dar problema mare este că ea nu mai știe cine este acum și se comportă ca un copil. Se comportă ca un copil? Da, o să țin minte. Ok, o să am grijă de ea. Ciao. Mama! Ea nu mai știe cine este acum și se comportă ca un copil. E șansa mea să fiu șeful. Mami! La Vasile! Știi cât e ceasul? E 8 dimineața. Nu, e 4 după amiaza și n-am mâncat până acum. Mergi la magazin și cumperi bulion și ulei. Ți-ai dat timp ceva? Vasile, n-am chef. Ce n-ai chef? Vrei să scot cureaua? Nu, 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 fără cureaua. Atunci, hai, fugi. Papi. Bine, nu vreau să te găsesc când mă întorc aici, da? Vasile! Da, mami. Mă duc să vad cu mama lui Dracușor. De câte ori a venit mama lui Dracușor aici să te vadă? Nu mergi nicăieri. Vasile, promit, nu o să stau prea mult acolo. Am zis, nu mergi nicăieri. Hai, intră acolo și studiază. Mami! Da, Vasile! Mâncarea este gata. E suficient pentru tine? Vasile, mai pune un pic. Mai vrei? Dacă nu mănânci tot, o să te ia papa dracu. Poftă bună. Vasile! Da, mami? Ce se întâmplă cu tine? Ce am făcut? Tot pica examenul. Mami, dar singurul test pe care l-ai luat tu e ăla de sarcină. Ia dracu să fie! Nenorocitule! Hai, studiază! Cioara prăjită! De ce nu ce ai patit? De ce plângi? Lasă-mă, Vasile, că sunt supărat. Am pierdut banii, Vasile. Ai pierdut banii? Unde? Lângă gunoi, acolo i-am pierdut. La gunoi? 200 de lei, Vasile. Erau banii mei de chirie, nu știu ce mă fac acum. Always in my mind. Fadimi go go go. I cherish you with my life. Nobody yourself. Oh. Everything good day alright. And if anybody try you. Vecino, scuze, scuze, o să fie bine, dar nu mai plânge. Oh. Da, iei și tu 50 de lei, da? E banii care am ținut o lună. Dar îți dau să te ajut, da? Vasile, mi-ai dat tu mie banii ăștia? Nu o să te uit niciodată, Vasile, o să rămâi în sufletul meu mereu. Nicio problemă. Mulțumesc, Vasile, mulțumesc. Așa e, când Dumnezeu te binecuvintează, trebuie să ajuta și pe alții. Nu mă așteptam de la tine, Vasile, mulțumesc. O să-i spun și mamei tale ce bine mi-ai făcut, Vasile. Ciao. Oamenii ca Vasile ar trebui să fie apreciați. Nu mă așteptam. Foarte frumos din partea lui.